Intervalul de septimă este distanța dintre 7 trepte muzicale. Iată aici, în gama Do major, între Do și Si, găsim un interval de septimă. Cum sună acest interval? Do, Si. Într-un fel, sună disonant. Parcă cere o rezolvare, de exemplu. Nota Si parcă a cerut o rezolvare pentru nota Do, la octavă. În cazul în care adăugăm un Si bemol, vedem că intervalul dintre Do și Si bemol s-a scurtat. Este tot septimă, pentru că sunt 7 sunete Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Este tot o septimă, dar o septimă mică, notată cu 7 M mic. Bineînțeles, și aici a intervenit un semiton. În acest interval de septimă mică avem două semitonuri. Cum se aude acest interval de septimă mică? Parcă nu mai este atât de disonant ca septima mare. Poate că și acesta are nevoie de o rezolvare, cum ar veni Si bemol. Parcă începe să se creeze o melodioară față de rezolvarea care o cere septima mare pe octavă.